dragi părinți, dragi colegi, iată că am ajuns și la această zi mult așteptată de dumneavoastră ca părinți, de noi ca profesori și în special de copii. Vă spun sincer că am avut emoții legate de această zi, în condițiile în care știți bine că deja am amânat-o odată și nici măcar noi nu eram siguri dacă vom putea astăzi să fim aici alături de copii, să-i sărbătorim și să ne bucurăm alături de ei. Dar iată că, așa, ca la un semn, totul s-a schimbat, suntem astăzi împreună, îi putem sărbători și probabil că cineva acolo sus îi iubește. Eu zic că ați așteptat destul și am așteptat destul și este momentul să-i primim pe acești copii minunați în aplauzele dumneavoastră. Ce spuneam mai devreme, ascultăm împreună Gaudeamus.
o să-i rog pe absolvenții noștri să coboare, să ia loc în sală. Spuneam mai devreme că cineva sus, acolo, probabil că îi iubește pe acești copii. Îi iubește pentru că, iată, avem posibilitatea să fim împreună, avem posibilitatea să-i sărbătorim. Doar că, întotdeauna, gândindu-ne la faptul că cineva acolo sus ne iubește, trebuie să ne gândim și la faptul că trebuie să-i mulțumim. Singuri, suntem doar niște oameni. Niște oameni limitați și atunci avem nevoie de acest ajutor. Acestui Dumnezeu de sus îi mulțumim prin glasul părintelui Dan Lionte, părintele nostru paroh, cel care, dacă vreți, se roagă pentru noi acolo, la biserica de la capelă. Îi dau microfonul și, cu voia dumneavoastră, să spunem o rugăciune. Vom face o rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru acest sfârșit de an și sigur pentru o binecuvântare, pentru noul început pe care îl veți avea cât de curând. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâieturile, Duhul adevărului, care pretutindene și toate ne împlinești, vistierul bunătăților și tătătorile de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Și acum să spunem, să rostim împreună Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne miliește! Doamne Dumnezeul nostru, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, Cel ce ai trimis în chip de limb de foc, pe Duhul cel Preasânt, peste sfinții ucenici și apostoli, ca să iluminezi și să ilumineze și să întărească spre a putea să învețe toate neamurile, auzi-ne pe noi, cei ce ne-am adunat astăzi, spre a-ți aduce mulțumire fierbinte pentru ajutorul ceresc și darul luminii pe care l-ai revărsat și în acest an școlar asupra școlii noastre creștinești, asupra dascălilor și elevilor ei, deschizându-le mintea, descoperindu-le cărările înțelepciunii și trezind în inima lor dorința de a se învrednici să priceapă puterea legii tale, ca să pășească pe calea virtuților, sporind din an în an cu mulțimea învățăturii și cu podoaba purtărilor bune. Tu, Doamne, Părintele Luminilor și Împăratul Milei, ai dat dascălilor acestei școli sănătate, răbdare și iscusință, ca să poată lumina cu razele cunoștinței celor vii, ce vin de la Tine, ochii sufletești ai acestor școlari, întrucât cu ajutorul Tău cel Sfânt, s-a aprins în inima lor scânteia dorului de învățătură, care i-a îndemnat și în anul acesta la muncă sârguincioasă spre luminarea minții lor, ca să devină ei oameni de nădejde spre propășirea poporului nostru și spre întărirea bisericii drept slăvitoare. Așa, Doamne, primește acum mulțumirea noastră izvorâtă din inimă smerită, îmbracă-ne și în viitor cu putere de sus și ne întarmează cu arme de lumină, îndreaptă gândul nostru să fie în paza poruncilor tale, cercetează-ne cu milostivire și trimite-ne nouă de la tronul slavei tale stâlp de foc strălucitor care să lumineze și în viitor calea noastră spre a împlini voia ta cea sfântă, că tu ești luminarea sufletelor și al trupurilor noastre și ție se cuvine mulțumire, slavă și cinste și închinăciune Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Hristoase Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maice tale și pentru ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mulțumim Părintelui. Acum ar fi trebuit să fie în mijlocul nostru și domnul primar, dar nu a putut veni. A transmis un mesaj căruia îi va da glas domnul director adjunct Cătălin Andrei. Bună ziua! Sper că după atâtea zile în care tot am auzit la televizor să nu mă și eu. Stimată doamnă director, stimate domnule director, onorate cadre didactice, dragi părinți și absolvenți. Festivitatea de absolvire este un eveniment care împletește atât de frumos momente precum sfârșitul și începutul. Astăzi este sfârșitul ciclului gimnazial, a unei etape, a unor lecții care vă vor fi de ajutor în anii de liceu care vor începe în toamnă. Vă doresc să pășiți cu toată încrederea în această nouă etapă, având convingerea că fiecare profesor a depus toate eforturile pentru pregătirea voastră temeinică pentru a obține cele mai bune rezultate la evaluarea națională. Felicitări tuturor!
Mult succes la evaluarea națională și, nu în ultimul rând, multă înțelepciune în alegerea liceului potrivit pentru a vă îndeplini idealurile. Matei Cristian Octavian, primar municipiul Turda. Bun, și acum un scurt discurs din partea mea, mai mult ca profesor de română și profesor de franceză, un an de zile la clasa B, a 8-a B. La fel de dragi îmi sunteți toți. Am predat la 8-a și la 8-a C română și 8-B franceză. Vreau să vă urez succes în examenul pe care urmează voi să-l aveți și având în vedere că sunteți o generație puțin spus încercată, ați trecut de COVID, stând acasă, ați trecut și prin alte etape, sper că v-ați întărit, emoțional mai ales, și la examen să mergeți liniștiți, odihniți, știți vorba aceea, nu te pune cu miltea prostului că e odihnită, și să aveți succes, nu numai acum la examen, și pe mai departe în viață, Doamne ajută! Să vă spun și eu câteva vorbe. De câțiva ani, atunci când vorbesc absolvenților, mă gândesc întotdeauna să spun ceva care să rămână ca un leitmotiv, ca un mesaj pentru ei. Și pentru voi m-am gândit astăzi la o povestioară despre un înțelept. Și respectivul înțelept a încercat la un moment dat să vadă cum reacționează învățăceii, cum reacționează ucenicii săi în anumite momente. Și în calea lor, pe drumul pe care ei umblau toată ziua, a așezat un bolovan și s-a așezat să vadă ce fac aceștia. Și unii au văzut bolovanul și au trecut mai departe indiferenți. Alții au văzut bolovanul, li s-a părut mult prea greu să încerce să-l dea deoparte și au trecut și ei mai departe. Și unul dintre ei și-a făcut curaj și s-a opintit și a dat deoparte bolovanul. Și sub bolovanul acela era o punguță cu bani și un bilețel pe care scria că cel care va da deoparte bolovanul este cel care va primi premiul, adică acei bănuți. Din toți, unul a luat premiul. Vedeți, vă spun povestea asta ca să înțelegeți că, de fapt, noi, toți cei care suntem aici, suntem asemeni ucenicilor. Toți avem în viață și bune și rele, avem și obstacole asemeni bolovanilor, dar depinde foarte mult de modul în care ne raportăm la aceste obstacole. Adică unii dintre noi fac eforturi și nu reușesc, alții sunt indiferenți, dar există și o categorie de oameni care vor mai mult, care se luptă pentru ceea ce vor, și până la urmă obțin. Ei, vedeți, orice obstacol poate să fie ocolit. Este important să găsiți curajul și dorința de a o face. Cred că voi sunteți curajoși. Faptul că ați ajuns aici demonstrează asta. Faptul că astăzi sunteți absolvenți demonstrează asta. Suntem diferiți, nu toți abordăm lucrurile la fel. Dar faptul că ajungem unde ne dorim înseamnă curaj și înseamnă voință. V-am spus această povestioară pentru că eu cred că suntem aici împreună profesori, elevi, dascăli și ucenici. Ați început cu noi, dascălii, lecția vieții. V-am însoțit în lumea cunoașterii, v-am urmărit și v-am evaluat. Am văzut că unii ați fost mai puțin interesați, alții ați depus eforturi și alții, cărora chiar le-a plăcut la școală,
ați reușit să acumulați nenumărate cunoștințe. Și voi sunteți probabil cei din urmă, cei mai bogați. Însă, încă o dată spun, important este că ați răzbătut și că astăzi sunteți aici. Acum, ce să vă spun? Să vă îndemn să mergeți mai departe, fiecare pe calea propriei deveniri. Țineți minte însă morala acestei povestioare. Orice obstacol poate fi o oportunitate. Așa că azi vă spun să fiți curajoși, să vă urmați visele, să luptați pentru idealurile voastre și să fiți convinși că victoria este a celor care îndrăznesc. Deci îndrăzniți! Să aveți succes la examene și Dumnezeu să vă aibă în grijă de aici înainte. Și acum, celor care prin muncă și perseverență și-au însușit bogăția cunoașterii, se cuvine să le recunoaștem meritele și întotdeauna cei mai buni sunt încununați de lauri. Așa că, în aplauzele voastre, îi invit pe scenă pe șefii promoției 2023, Roșian Laura, Rus Dani și, din păcate, cel de-al treilea șef de promoție al nostru, Onacă Vlad Andrei, nu este astăzi aici, însă cu sufletul este prezent. Știți toți de acel nefericit accident. Știți, mă gândeam de multe ori de ce i s-a întâmplat acestui copil așa ceva. Și cred că încercările sunt pentru cei puternici. Probabil că este un copil puternic și nu e întâmplător ce s-a petrecut atunci. Cert este că e bine și o să fie și momentul în care o să primească acest premiu. Cei trei elevi ai noștri, șef de promoție, deci încă o dată, Onacă Vlad, Rus Dani, Roșian Laura, sunt copii frumoși, sunt copii inteligenți, sunt copii perseverenți. Sunt copii de nota 10. Sunt copii care au terminat acest ciclu gimnazial cu nota 10. Vă rog să-i aplaudați! Pentru că sunt aici, după atâția ani de muncă, se cuvine să-i premiem. O premiem pe Laura, da? În primul rând, pentru această calitate de șef de promoție, pentru munca depusă. Este rândul lui Dani să fie premiat și el, absolvent cu nota 10, cel de-al doilea șef de promoție. Nu este pe locul 2, pentru că nu l-am nominalizat pe locul 2, adică al doilea, pentru că ar fi mai puțin bun, ci pentru că este băiat și am considerat că fetele întâi. Da? Așa cum se obișnuiește, ei au un mesaj
pentru dumneavoastră, pentru noi, pentru colegii mai mici. Și acum este momentul în care vor prezenta mesajul lor, urmând ca mai apoi să înmâneze cheia școlii gimnaziale Horia Cloșca și Crișan generației care le urmează. Puneți pe masă ca să puteți vorbi. Doamnă directoare, stimate domnule director, onorați profesori, dragi colegi și distinsă audiență, astăzi ne aflăm aici pentru a celebra finalul unei etape importante în viețile noastre, gimnaziul. Suntem onorați să stăm în fața dumneavoastră și să vă împărtășim câteva gânduri despre călătoria noastră și despre ceea ce ne rezervă viitorul. Acești ani petrecuți împreună au fost o călătorie plină de amintiri neprețuite. Îmi amintesc cu drag de zilele petrecute în clasă, de râsetele și poveștile împărtășite cu prietenii mei. Am experimentat bucuria învățării și am descoperit pasiuni care ne-au definit. Ne-am sprijinit reciproc în momentele dificile și am învățat lecții importante despre prietenie și solidaritate. Am dorit să vă adresăm recunoștința noastră sinceră tuturor celor care ne-au ghidat în această călătorie. Vrem să mulțumim, în primul rând, cadrelor didactice, care și-au dedicat timpul și energia pentru a ne oferi o educație de calitate. Ați fost mentori și modele pentru noi. Ne-ați încurajat să ne depășim limitele și să ne urmărim visurile. Doamnele învățătoare ne-au pus creionul în mână, ne-au introdus în universul cifrelor și a literelor. Ne-au învățat lucrurile esențiale despre lumea în care trăim și, mai presus de toate, ne-au susținut, ne-au ascultat și ne-au încurajat. Întrucât au contribuit considerabil la educația noastră, doamnele învățătoare merită toate cuvintele de laudă și recunoștință. Nu vom uita expedițiile noastre în laboratoarele pentru orele de biologie, chimie, fizică și informatică. Nici orele de sport, desen, muzică și religie, care ne ofereau o clipă de distracție și diversitate. Le mulțumim doamnilor profesori și pentru șansa de a ne cunoaște mai bine colegii, prin intermediul diferitelor proiecte date, precum cele de la istorie, geografie și educație tehnologică. Vom prețui întotdeauna și atmosfera creată în timpul orelor de limba română, engleză și franceză, prin jocurile practicate. Ne vor rămâne întipărite în suflet și în minte orele de matematică, care ne-au dezvoltat raționamentul și ne-au întărit psihicul. Vreau de asemenea să mulțumesc părinților noștri care au fost alături de noi în fiecare pas al drumului. Ați fost sprijinul nostru constant, ne-ați încurajat și ne-ați susținut în momentele de îndoială. Fără voi, reușita noastră nu ar fi fost posibilă. Dragi colegi, acesta este doar începutul pentru noi. În curând, vom începe o nouă etapă a vieții noastre. Suntem pregătiți să explorăm noi orizonturi, să ne asumăm riscuri și să ne atingem obiectivele. Nu uitați că fiecare dintre noi are potențialul de a face o diferență în lumea din jurul nostru. Indiferent de drumul pe care îl alegeți, aveți curajul să vă urmați visurile și să vă puneți întotdeauna în prim plan efortul și perseverența. În încheiere, aduc recunoștință colegilor mei. Am traversat împreună multe momente de bucurie și provocări. Am creat legături care vor rămâne pentru totdeauna în inimile noastre. Nu uitați să vă susțineți unii pe alții în drumul vostru, să fiți mereu acolo în momentele dificile și să vă bucurați împreună de succesele voastre. Vă mulțumim! Și pentru că vă spuneam că urmează schimbul acelei chei,
O să-i rog să urce pe scenă pe reprezentanții claselor a șaptea, cei care, dacă vor rămâne la fel de perseverenți, vor fi șefii de promoție de anul viitor. Cosma Luiza și Chișa Andrei. De clasa așa. Avem onoarea de a vă predea cheia, așa cum noi, la rândul nostru, am avut responsabilitatea de a o primi și a o păstra cu cinste. Cu această cheie, le oferim șansa de a păși în lumea noastră, plină de cunoștințe și prietenii. Așa cum ne-au fost oferite nouă oportunități extraordinare, suntem dornici să le împărtășim și lor bucuria descoperirii și dezvoltării personale în cadrul acestei instituții educaționale remarcabile. Bună ziua! Stimată doamnă director, stimați profesori, dragi colegi! Suntem onorați să participăm astăzi la festivitatea de premiere a absolvenților clasei a 8-a, promoția 2023. Este un moment de mare emoție și de bucurie, atât pentru voi, dragi colegi absolvenți, cât și pentru părinții și profesorii voștri. Astăzi încheiați o etapă a formării marcată de eforturile voastre susținute. Astăzi, noi preluăm cu onoare ștafeta, primind cheia succesului. Promitem că o vom purta cu cinste și mândrie. Spiritul școlii gimnaziale Horea Cloșca și Crișan trebuie să rămână viu în lumina cunoașterii și adevărului. Vă urăm să aveți un drum frumos, să vă împliniți toate visurile și să fiți mândri de roadele muncii voastre. Nu uitați nici când care a fost prima voastră școală, care au fost primii voștri profesori îndrumători, care au fost colegii voștri dragi. Mult succes la examenul de evaluare națională! Să aveți rezultate minunate și să rămâneți mereu în strălucirea înțelegerii! Celor din clasele a șaptea și absolvenților de astăzi și, așa cum știți, urmează acea parte în care profesorii diriginți vor premia pe fiecare dintre elevii lor. Așa că o să invit pe rând la microfon pe fiecare din pe diriginții claselor a opta. O să începem cu domnul profesor Mihaiță Eugen, dirigintele clasei 8-a. Mai apoi o să ia cuvântul doamna profesor Fântână Daniela, diriginta clasei 8-a-B. Și ultimul, cel care este dirigintele clasei 8-a-C, domnul profesor Balaș Sebastian. Bună ziua! Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru prezență și mă bucur că ați venit să-i încurajați și să-i susțineți pe elevi. În continuare o să dăm drumul la situația la învățătură, premianții, după care o să chem toți absolvenții clasei 8-a pe scenă. Începem cu premiul întâi, cu media 10, Rus Dani Răzvan. Tot cu media 10, este și Onaca Vlad, dar din păcate nu este până alături. Premiul 2, cu media 9,88, Persha Alexandru Mihai. Premiul 3, cu media 9,83, Selegean Alex.
Mai departe vom continua cu mențiuni până la media 9. Gărduș Ana, 9.72. Mențiunea a doua, Simon Irina, 9.66. Mențiunea a trei, Palioca Ana Maria, 9.61. Mențiunea a patru, Bușcan Daniela Estera, 9.47. Mențiunea a cinci, Vertel Beatriz Ingrid, 9.38. Mențiunea 6, Radu Eduardo, 9.33. Mențiunea 7, Bleneși David Cătălin, 9.27. Mențiunea 8, Pop Bogdan Ovidiu, 9.27, la egalitate. Mențiunea 9, Gonzales Șuteu Sabrina Alexandra, 9.16. Mențiunea 10, Pop David Alin, 9.16, aceeași medie. Și cea din urmă, cea din tâi, Cristea Beatriz Denisa, 9.11. În ordine alfabetică, o să invit și pe ceilalți elevi, Avădani Sebastian Răzvan, pentru diploma de absolvire. Verar Cosmin Antonio. Bleneși David Cătălin. Bungărdean Daria Diana. Cristea Beatriz Denisa. Florea Răzvan Ioan. Gărduș Ana. Ana Gărduș. Sabrina, Gonzale Sabrina. Morea Andrei Nicolae. Muraru Luis. Mureșan Sonia Corina. Varga Sebastiano. Pop David. Rus Andreea Cristiana. Stoica Sara Maria. Valian David. Cam ăștia sunt toți. Vreau să vă mulțumesc pentru acești 4 ani petrecuți împreună, și cu bune și cu rele. Vreau să vă urez succes la examene, succes în noul drum pe care îl veți urma în viață, și să vă amintiți tot timpul, în momentul în care simți că te răcețești și nu mai poți. Exact, mai poți un pic. Vă mulțumesc! Oh.
Mulțumim! Clasei a 8B. Mulțumesc părinților pentru ajutorul acordat elevilor școlii și sper ca să ne întâlnim cu bine după examene și acum o să vă spun premianții. Ularu Alin, premiul 1, 988. Premiul 2, Curta Andreea, 966. Premiul 3, sunt o eleve, Bucur Andreea, 9,55 și Crișan Ana Maria, 9,55. Deci aceștia au fost premianții, acum urmează elevii care au obținut mențiuni până la nota media 9,33. Deci, German Flaviu, 9,50. Nicolaescu Denis, 9,50. Șoit Alex, 9,50. Deci, trei elevi cu aceeași medie. Denis. Urmează Radu Raul cu 9,44. Și Crișan Mariano, Marina, 9,33, mă scuzați. Și acum voi premia cu diplomă de absolvire toți elevii clasei a 8-a, cei care au medii puțin mai mici decât cei de pe scenă. Deci, Mircea Bor Constantin, în ordine alfabetică. Chivari Dania. Fertea Teodora, Dani. German Andreea, Carșa Emina. Thank you.
Lăcătuș Raul, Marcoviș Puiu, Moldovan Antonio, Moldovan Diana, Sin Daniela, Dondoții Maria, cred că s-au făcut o schimbare. A fost intenționat, scuze. Mulțumesc elevilor că m-au lăsat să-i cunosc și dumneavoastră că ne-ați ajutat și ne-ați fost alături. Le doresc succes și sper din tot sufletul să reușească toți acolo unde doresc și să ne întâlnim sănătoși și cu voie bună după examene. Succes! Ziua, în sfârșit, eu oricum sunt ultimul, microfonul e la mine, așa că timp este destul. La noi lucrurile sunt mai simple, numărul de premianți e ceva mai mic, dar premiile sunt rezultatul unei munci foarte... Să nu se supere nimeni, dar una dintre elevele din clasa mea este de fapt, este șefă de promoție, dar este cel mai bun elev din oraș al generației 2023. Bravo! Așa că o să încep fix cu premiul întâi și anume Laura Ioana Roșian, media 10. E pe merit. Denis Sebastian Nicușan. Premiul 3. Andreea Gabriela Boca.
acum vom trece la diplomele de absolvire. Noi nu avem alți premiați pentru că premiile se acordă numai până la media 9. Nu se acordă sub media 9, nici măcar mențiune. Elma Acmic, mă scuzați. Marius Arsenie. Eduard. Bogdan Mihai Bejan. Maximilian David Berchi. Alexandru Adrian Corchiș. Alin Covaciu. Amalia Dudaș. Denis Raul Gheții. Maria Eliza Calar. Melinda Alexandra Mihai. Ingrid Liana Nog. Robert Andrei Nemes. Ovidiu Daniel Pascu. Marc Radu. Dragoș Alexandru Salamon. Ioan Constantin Stoica. Sidonia Stoica. Lucas Fabian Șerban. Iulia Laura Durdean. Cei din urmă vor fi cei din tâi, George. George Alin Vâșdea.
coborâți, vă rog să nu coborâți. O să vă rog să veniți un pic mai în spate și să-i chemăm pe scenă și pe ceilalți din clasele A și B și încercați să vă aranjați așa cum ați fost la început pe scenă. Trebuie să... Alive.
asta a fost surpriza lor pentru noi, pentru voi. Este partea de final a acestei întâlnirea noastră. E finalul claselor a 8-a. Înainte însă de a încheia, nu vreau să uit să mulțumim gazdelor noastre de astăzi care au făcut posibilă această întâlnire, care ne-a ușurat într-un fel munca și pentru că acești copii au vrut să ne facă o surpriză, mă gândesc că ar fi bine să le dedicăm un cântec. Spuneam mai devreme la început, adică spuneam că este extrem de important ca atunci când vrei ceva să-ți urmezi visul, să nu renunți, să fii un luptător. Am luat câteva din versurile cântecului pe care îl dedicăm lor, care spune așa: suntem campioni și vom continua să luptăm până la sfârșit. Noi suntem campionii, nu există timp pentru învinși, pentru că suntem campionii lumii. Dedicația noastră pentru voi. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. Mulțumim tuturor, le mulțumim și copiilor și le urăm drum bun! Come to me wild and wild. You've come to me.